În clipa în care ne naștem, deja îi suntem datori vieții cu o moarte, spunea adesea tânărul de 32 de ani care a murit în incendiul de la Petromidia. N-avea de unde să știe că ziua de ieri avea să fie aceea care trebuia să plătească datoria. În urma exploziei, alți 4 colegi au ajuns la spital cu arsuri și traumatisme. Familia uneia dintre victime cere transferul acum în străinătate. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Au fost peste 110 pompieri și paramedici. Intervenția a fost foarte dificilă. Nu e o eroare umană, cu siguranță. Avem un ars 45%, un ars 25%, 2 răniți ușor și, din păcate, un decedat. Numele lui era Iulian Atanasiu și avea doar 32 de ani. Lucra de peste 10 ani la rafineria Petromidia, iar ieri a intrat la serviciu dimineață. Nimic nu-i prevestea că avea să fie ultima lui tură și zi pe pământ. Urma să termine programul la ora 14. N-a mai apucat însă. La 12.30, flăcările care au cuprins un sector al platformei Petromidia i-au luat viața. Acasă l-așteptau o fetiță de doar 2 ani. Blondă, cu ochi albaștri ca marea, soția lui Iulian nu și-a găsit încă puterea să vorbească despre asta. S-a rezumat la un mesaj pe rețelele de socializare. Cred că pot zice că trăiesc tragedia vieții mele. Chiar dacă am rămas fără suflet, știu că tati, dacă ar fi lângă mine, mi-aș primi cel mai de vis șut în fund pentru a mă ridica. Și mai știu că nu s-ar plictisi să facă asta iar și iar. A scris aceasta pe Facebook. Momentul exploziei de la Petromidia a fost surprins de camerele de luat vederi din zonă. La câteva secunde a urmat incendiul în care 5 persoane au fost rănite și una a murit. În zilele următoare, rafineria va discuta cu toate familiile celor răniți și cu acelui decedat pentru stabilirea eventualelor compensații financiare. Ar putea copilul să primească o pensie de urmaș? Ar putea soția să primească o compensație pentru că e văduvă? Faptul că și ea lucrează la Petromidia ar putea fi de ajutor. Momentan, anchetatorii investighează cauzele exploziei. La prima vedere, dar o să investigăm cu autoritățile și cu experții, a fost o conductă care s-a fisurat, nu cunoaștem detalii, a apărut flacără în zonă specific motorină, se aprinde imediat temperaturi foarte mari. E nevoie și de cunoștințe tehnice pentru lămurirea cauzelor. Cercetările acolo vor mai dura probabil ceva mai mult timp. Toate variantele sunt luate în calcul. Explozia de ieri a fost la instalația de hidrofinare a motorinei, adică locul unde sulful este scos din combustibil. Incendiul care a urmat a aruncat în atmosferă mari cantități de noxe și de dioxid de sulf. Senzorii instalați lângă orașul Nevodari au arătat vârfuri uriașe și valori mari la toate categoriile de substanțe chimice, dar dioxidul de sulf le-a întrecut pe toate. Garda de Mediu a anunțat într-un comunicat de presă că nu există niciun pericol pentru populație. Nu este prima tragedie la Petromidia. În 2016, 2 oameni au murit și alți 2 au fost răniți tot în urma unei explozii. Atunci autoritățile vorbeau despre o eroare umană.